Codul portocaliu de caniculă va fi extins duminică și în sudul țării, a declarat vineri directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Matescu, în cadrul videoconferinței cu prefecții. Conform Digi24, avertizarea meteo va fi extinsă duminică pentru zona de sud, a spus Matescu. Pentru ziua de duminică extindem avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru zona de sud a țării, respectiv Oltenia, Muntenia, sud-vestul Dobrogei, având în vedere că în această parte a țării maximele vor fi cuprinse între 38 și 40 de grade, nopțile tropicale minimele nu vor coborî sub 20-22 de grade, iar disconfortul va fi unul accentuat. Cu pragul de temperatură umezeală peste 80 de unități, vorbim și de avertizarea meteorologică de cod galben astăzi și mâine, care rămâne valabilă în cea mai mare parte a țării, pentru că și în aceste zone valorile de temperaturi vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar pentru ziua de duminică și luni vorbim de o avertizare meteorologică de cod galben, pentru că în regiunile sudice și sud-estice temperaturile rămân aceleași 35-37 de grade, a spus Elena Matescu. Directorul ANM a precizat că prognoza pentru următoarele 4 săptămâni arată că în următoarea lună vremea va fi caldă și nu vor fi precipitații. Matescu a mai precizat că pentru ziua de duminică, în jumătatea de nord a țării, după orele amiezii, vor fi vijelii și averse torențiale. 10 județe din vestul și sudul țării sunt vineri și sâmbătă sub o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, relatează digi24.ro.